Da, dai pe ok. Dan, nu? Da, e ok. Sunt Dan sau ce scrie acolo. Merge acum. Acum, da, monitorul ăla. Acum vorbește un pic. Merge. Nu merge, nu știu ce are. Păi acum merge. Așa nu știu ce are. Auziți acum, băieți? Acolo, dacă merge, îți merge și linuțe ca și la muzică. Înțelegi? Deci, da, merge, acum merge. Merge, băieți. Bine, hai. Am avut o defecțiune tehnică, băieți. Am remediat-o. Imediat va începe gala, după cum v-am spus. Nu m-ați auzit? Primul meci va fi între Alexandru Popescu și Raul Fila. Nu mă mai auziți acum. Andrei. Gala nu merge, nu avem voie să folosim sunetul de la ei. Iar dacă am auzit sunetul de la ei și comentăm noi, se va suprapune și nu veți înțelege nimic. Raul Fila, cel din stânga. Da, Andrei, acum ți-am explicat, nu avem voie să punem sunetul de la ei. O vom comenta noi pe chat, pe astea. Vedem niște lovituri frumoase. Iar acest băiat care intră acum este Alexandru Popescu. Are un extrem de violent în lovire. Înceapă nebunia, iar după gală să sperăm că vom face și noi K1 aparatele. Coloseum este cel mai mare provider de gale K1 din Europa. Locul 3 pe lume, îi puteți găsi pe Facebook sau Instagram cu vreți să auzim și sunetul, băieți? Stai că suntem 44, dau drumul și la sunet. Ce ziceți? Să-l auzim pe Cosmin Cernaia cum ne comentează acolo. Dăm drumul la sunet. Acum va intra domnișoara care anunță prima rundă, Ringălu, cum se numite în lumea asta. Niște fete frumoase de la București. Înceapă bătălia.
Cine zice că va câștiga? Verde sau negru? Să nu uităm, avem... meciurile sunt listate la casa pariurilor, dacă vreți să pariați. Gala e listată la, la casele de pariuri, la casa pariurilor doar. În caz că vreți să pariați live pe ei, aveți șansa. A, ce schimb de lovituri acolo. Mamă, l-a băgat în corzi. Mamă, dar-i dă de julește, săracul. A? Se termină knockout. Ce se întâmplă, doctore? No look. E ok, e ok, n-o păți nimic. Nici n-a fost numărat. Ultimul minut, cum s-ar spune, această rundă. Este o prezență numeroasă în sală. Încep să prindă galele, aceste gale cât mai bine în România, văd că. Alexandru Lungu cu Adam Alic și se va bate pentru centură Sorin Kaliniuk cu Stoian Copriveles, ceva bulgar. Se va bate pentru centură. A intrat pe Facebook sau Instagramul Colosseum Tournament. Acolo veți avea, dați un like la pagini și uitați ringălurile, fetele de la București. Aici l-a prins fără gardă, ce serie o dat acolo, săracul, amă, și l-a ficat la pateu. Dacă intrați la ei pe Instagram sau Facebook, veți afla mult mai multe și tot timpul când va avea loc următoarea gală pe care o vom transmite din nou tot noi. Ultimile indicații. A început runda a doua, joacă, se luptă în repriză câte 3 minute. A. Ce schive bune face băiatul. Mă, l-așteaptă, ce ștour are în el.
Ce ora? Mamă, s-a muiat. Ce start au avut galbenul? Îi tratăm cu ciocolată. Se pare că au obosit amândoi. Cel puțin. Ce luptători favoriți aveți? Mă, nu mai poate să-i tânăr, nu prea mai poate să ducă meciul. Am încheiat așa doar repriză. Eu zic că e egalitate până acum una-una. Și încă un ringle. Încă o frumusețe de la capitală. Aici l-o zgudui bine. Hai, dacă îl prindea cu asta cel ratare. Aici că îl nimerea. Ai tub de oxigen ca să-și revină, să fie mai tare. A transpirat puțin. Atonează puțin terenul amândoi. Vedem o explozie imediat. Joc pun de picioare.
Tot în curs îl ținem pe ăsta. Arătare. Nu mai poate. Ah, mai gata ca bateria. Op, s-a terminat. Ce ziceți, cine câștigă? Galben sau negru? Pe timpul publicității vom avea doar imagini în studio. Așteptăm să înceapă al doilea meci. Care va fi între Alex Iancu, Tachelaru, Valentin. Doi sportivi tineri. Tachelaru vine cu o școală de Thai Box în spate, o școală ce a dat un campion pe Angel Cardoș. Pe cealaltă parte vine de la Alex Iancu, vine de la cea mai mare și prestigioasă Academie de Lupte, Academia lui Ciprian Sora. O academie cu istorie și tradiție. Care da foarte mult campion mondial și european la kickbox.
În spatele meu aveți afișul de la gala din Oradea. Aveți numerotarea luptelor. Iar la sfârșit vom avea pe Alexandru Lungu, Muntele Bihorului. Și încă un meci pentru o centură. Iar după ce se va termina gala, ne vom lupta și noi tot după regulile K1 cu aparatele. Trebuie să le facem knockout. Am primit acceptul și de la Sunet. Doar pe timpul galei. Hai să auzim și atmosfera din culise. Takelaru! No! 33 de ani, Valentin. Ați văzut prezentarea? Fără îndoială, cel mai experimentat dintre cei doi luptători pe care îi vom vedea în următoarele minute. 16 lupte până acum, 10 victorii, 5 înfrângeri și o partidă la egalitate, o remiză în palmaresul lui Valentin Sachelaru. Experiență mult mai mare pentru el decât pentru adversarul său, debutantul Alexandru Iancu, 20 de ani. Sportiv care se antrenează, Clubul Sportiv Ciprian Sora, chiar cu postul mare Tim Sachelaru. Și acum să vină în colțul roșu, cel ce se antrenează la Club Sportiv Ciprian Sora, antrenor Ciprian Sora, doamnelor și domnilor, Alexandru Iancu! Experiență așadar mult mai mare pentru Valentin Sachelaru, pregătit de Angel Cardoș, pe care îl vom vedea și pe el ceva mai târziu în cea de șaptea lupta serii. Cum ați auzit și comentatorul? Vine de la Ciprian Sora. Experiență Ciprian Sora. Prezență mare. Valentin din Satu Mare. Un
un avantaj pentru Alexandru Ian cu cei 8 cm în plus ca înălțime. La înălțime e mai înalt. O alungă superioară pentru tânărul de 20 de ani. La mijloc, vreau luptă curată, ascultați întotdeauna indicațiile mele, nu loviți în spatele capului. Bateți pomnul în colțurile voastre. Judge! Cunoscutul Yamato Judge. Zaharia îi Judge. Trimite în cele două colțuri pe Sakellaru. Se luptă 3 runde, de 3 minute fiecare. Suntem gata pentru Fight. Cele Fight. 3 runde. Hai să vedem, va fi mai spectaculos ca celălalt. Am crescut nivelul de experiență, am crescut și categoria față de primul meci. A alunecat. A alunecat, da. Hop, 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 hop. Nu-i voie cu dinastia. Stop. Nici cu îmbrătișări. Destul de încrezător cei din Stop. Echipa lui Stop. Alexandru Iancu, tânărul luptător, se poate măsura cu un veteran, adversari mai în vârstă, mai experimentați. 20 cu 33 de ani. Dreptate după primul minut al acestui meci cu Valentin Sakellaru. Stop. Stop. Ascultă. Luptă. E nevoie de toată energia lui Yamato Zaharia pentru a-i despărți pe cei doi luptători. Au, că se iau în brațe. Stop. Luptă. Se iau prea mult în brațe. Stop. Luptă. Da. Frumos, frumos. Hai că au pornit mai greu, dar a început să se miște treaba. High kick pe care îl blochează Sakellaru, intră această directă lui Iancu. Stop. A aruncat în corzi tânărul Iancu. Încearcă să profite de această diferență de alonj Iancu. Stop. Luptă. Stop. Luptă. Lovituri în aer din partea celor doi, o primă rundă echilibrată, sângerează Sakellaru. Nimic spectaculos până acum în această rundă. Sperăm că își vor reveni. Mai experimentatul Valentin Sakellaru, iată, are nevoie de... I-a dat drumul la sânge puțin. Are îngrijiri. Aici l-a plesnit bine. Aici i-a mai dat una la... Aici capul dat pe spate de luptătorul de 33 de ani. Probabil un uppercut pe care nu l-am văzut. Puține lovituri clare totuși. Mamă, și nu ne arătă și fetița. Sakellaru a sângerat. I-o dat la arcadă. Mai liniștit Ciprian Sora. Angel Cardoș cu timpul. Indicații rostite una după alta în finalul acestei pauze. Începe runda cu numărul 2.
Luptă! Stop! Luptă! Stop! Luptă! Are nevoie Amato Zaharia să intervină foarte des între cei doi, să-i despartă. Op, op, op. Mă, ce l-a prins, bine l-a prins acolo. Croșeu Sachelaru mai mult în umărul Luptă. Adversarului decât să punteze, dar stop. Și-a atins într-o anumită măsură și ținta. Luptă. Aud indicațiile lui Angel Cardoș, nu la distanță, știe că Iancu are avantajul al lungei. Stop! Nu mai l-am brațe. Luptă! Stop! Luptă! În ultimul minut. Cercat să lovească primul Alexandru Iancu. Luptă. Dar îi de sânge. Pe măsură ce adversarul s-a încercat să se apropie. Stop. Luptă. Stop. Hai băieți, nu dăm drumul la vorbe pe chat. Citim puțin. Să-i despartă repede arbitrul Yamato Zaharia pe cei doi, e nevoie să îi se oprească sângerarea încă o dată. Da, nu are voie să fie cu sânge, să nu-l păteze pe celălalt. Intră acest high kick. Hop. Lui Iancu, o frumoasă lovitura înaltă de picior reușită. Stângul de tânărul luptător ratează upercuturile. Sachelaru, ultimele secunde ale rundei cu numărul 2. Cât pe ce să-l lovească pe arbitrul Yamato Zaharia cu... Cam echilibrată lupta până acum. Să vedem, a treia rundă va fi cea decisivă. Mă, ce fetiță! Acel șeu care i-a intrat lui Sachelaru. Și aici high kick-ul care a reușit să spargă puțin blocajul lui Sachelaru. Iar aici intervenția lui Yamato să primească un genunchi. Ultimele indicații din partea lui. Hai să vedem ultima. Pentru Valentin Sachelaru. Am în primele două fost foarte echilibrate. Vedem, vine cineva cu decisiva, cu knockout. Ține distanța Iancu. Deloc nu-i lasă arbitrul să respire, să se ia în brațe. Op, 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 dar lasă-l, mă, fratele, sau ia la casă, mă, ce vrei să faci cu el? Cine dă-i drumul? Ai
Cine ziceți că învinge? Experiența sau ambiția? Destul de bine, Iancu, se vede diferența de vârstă care lucrează în favoarea sa, intră aici directă. Stop! Și jumătate. Care își atinge ținta, dar fără prea multă forță. Ultimul minut. A reușit vreun luptător decisivă? Iancu. Luptă. Gerează din nou Sachelaru. Luptă. Gerează ușor, loviturile n-au fost extrem de puternice, nu. N-a fost lovit foarte tare. Timpul. Luptă. Sachelaru. Intră bine loviturile lui Sachelaru în acest schimb, cele mai clare, cele mai frumoase lovituri ale întâlnirii. Lupă. Din partea lui Valentin Sachelaru, cu 30 de secunde înaintea finalului acestei lupte, finalul de meci e clar al lui Sachelaru, mai sunt 5 secunde, lovesc în contra cei doi. Lupă. Au uitat să se oprească. Stop. Ce final exploziv de meci din punct de vedere al spectacolului. Clar, cele mai bune 45 de secunde au fost ultimele, s-au dezlănțuit cei doi luptători cu Valentin Sachelaru. Prin plan i-au intrat mai multe lovituri experimentatului luptător. Cred că ultimul sau penultimul, am o problemă cu chat-ul. Suficient pentru a câștiga această întâlnire. Acum am intrat după telefon să vă văd să vă văd comentariile. Am o problemă cu chat-ul din stream, nu înțeleg de ce. Dar stau pe telefon și vă urmăresc acum comentariile de pe telefon. Nu, n-a jucat. Extra round. Winner, Alexandru Iancu. Sachelaru să câștige această luptă. Tânărul Alex Iancu, care a ținut distanța mai bine. Și băieții care a fost sâmbătă. Și mai clar decât adversarul său. Este câștigătorul acesta. Care a fost sâmbătă. În, pe live. Și a zis-o pe Cătălina. Știți că am făcut un sondaj. Știți că am făcut un sondaj, nu? Pe cine ați vrea să vedeți. Și Gafei nu mi se pare că e al patrulea meci. Iată produsul pe care ar trebui să-l cumpere orice bărbat cu probleme de prostată. Prostagult. Dormi ore în șir. Dacă te uiți aici la noi, avem programul meciurilor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te ajută pentru o prostată sănătoasă. Disponibil și în cutie de 60 de comprimate la un preț avantajos. Acesta este un prezentatoarea. Atenție prospectul. Mamă, tată. El este Andrei. Pe care o să o vedeți imediat când va prezenta jucătorii. Este Francisca, care a fost și ea inclusă pe pe sondaj. Fără supărare, eu prefer un Ursus. De fapt și eu. Ursus.
Acum după ăsta vine Bosnia Nicolae. E meciul 3. Aveți aici, în dreapta mea, 1, 2, 3, 4, toate meciurile în ordinea care vor fi. Vasluianu, mulțumesc, salut Dragomir. Roșu, ai auzit? Mulțumesc, bere la doză. Nu ai pentru ce, roșu. Da, Jackson, hai și cu un like. Hai să vedem. Și revenim în ringul Colosseum Tournament și dacă e show, păi show. Andrea Naidin, cu plăcere, și vor urma și altele. Aceasta este Francesca. A fost inclusă la noi în sondaj. N-a vrut să votați să vină la noi în emisiune. O nouă luptă între Vasluianu, eu zic că bate. 21 cu 19 ani, 75 cu 178, 70-70. 21 de ani pentru Nicolae Boșnea, debutat. Da, Jackson. Da, toată lumea se bate după aceleași reguli. La 19 ani, deja 6 partide. Da, bere la doză, să vină Gianni Chiriță, primul invitat din emisiunea noastră. Da, Dragomir, dar lumea nu prea o știe. Dar cine știe, următorul sondaj, când îl vom face, va, poate va ieși ea. Ar fi păcat să ratăm o așa prezență la noi în emisiune, după ce am avut-o și pe Cătălina. Cel mai tare PR din la ora actuală din tot Bucureștiu. Vasluianu, încă suntem îi... Da, Rohar. Încă îi prins Gianni în mai multe proiecte și încă căutăm o dată bună pentru noi ca să vină. Că degeaba la duc miercuri la ora 3, că nu rezolvăm nimic, pentru că lumea nu va fi pe... Nu vom avea lume pe live și atunci nu rezolvăm nimic. Și vrem să-l aducem undeva, într-un weekend, gen vineri, seara, sâmbătă, după masă spre seară sau duminica, când lumea este liberă și au timp să stea să se uite la noi. Dar cu proxima ocazie când vom avea data... fi sigur că vă vom anunța pe fiecare live. Am avut onoarea ieri să fiu invitat la cântar oficial înaintea galei și să mă întâlnesc cu, să văd, adică toți luptătorii de azi la CSM Bacău. Să vedem ce luptă va fi. Bă, nu prea pasionat așa de K1, dar cred că o să încep după asta. Și
Pe Francesco o puteți găsi pe pe Instagram, Francesco Oficial. Dacă vreți să-i dați un, un follow. Hai să vedem. Vedem ce face Vasluian 1. Coco Ionel Adrian, mulțumesc de subscribe. Nerăbdător pare Nicolae Boșnea. Pentru debutul său în kickboxul profesionist. Daniel Cătălin Burtic. Tocmai același lucru a întrebat și Vasluianu. Nu prea sunt cu K1, nu știu, nu cunosc jucătorii, luptători, adică nu-i cunosc. Nu mă pot pronunța. Să sperăm că mă va lăsa surprins, impresionat după luptă. Mă, ce mișcări aici, mai interesantă, al treilea meci chiar interesant, primele două au fost așa și așa. Intră și un genunchi de fiecare dată când reușește să lovească Argio. Boșnea se mută. Alunecat puțin Boșnea, oricum pus în dificultate în acest prim minut al rundei. Iar după gală, să sperăm că vom face și noi K1 cu aparatele, vom duce și noi o luptă cu aparatele. Sper ca noi să le batem, să le facem K1 în seara asta. Ținta din partea... Da, Vasluian, o să încep să urmăresc chestiile astea, mai ales acum că suntem parteneri Colosseum. Vom merge pe la gale. Le vom transmite, avem exclusivitate pe YouTube. O să încercăm... am pregătit această emisiune în foarte scurt timp și nu am avut tot suportul IT în spate pentru a-l putea transmite. Deci doar din studio. Ar trebui să facem preluare. Dar pe următorul vom ști în timp când va fi și ne vom pregăti, pentru că vom avea timp, ne vom pregăti mult mai bine decât acum. A fost totul din scurt, ne-am asociat cu ei acum 4-5 zile. A fost totul așa. Au venit toate prea repede și multe chestii. Stop. În seara asta după gală va veni Tudor. Madeline este plecat din oraș. Ei mai au un job. Amândoi și din cauza asta sunt mai mult pe stream. Pe stream eu, dar vom încerca săptămâna viitoare, vor face seara, gen ora 10:30-11, săptămâna prima rundă, în jur de 10:30-11 vor face ei live și eu voi începe undeva pe la ora 3-4. Senti, uitați Ringălu, fetele de la București, runda 2. Uitați-o. Rapid, tehnic, foarte fluent, foarte fluid în mișcări și cu un bagaj variat de lucruri. Cu siguranță un sportiv de urmărit și de acum înainte la doar 19 ani, vă spuneam.
6 lupte, 5 victorii, 4 prin knockout pentru... Hop, olnecat, n-a fost nimic. Colțul roșu, Darius Argeo. Defensivă de la începutul luptei, Nicolae Bojnea nu reușește să găsească soluțiile pentru a contraataca. Îl urmărește, îl aleargă prin ring pe Bojnea. Mulțumesc, Alex, așa e într-adevăr. Dar avem 5-2, momentan e bine, vor urca și like-urile. Ma, l-au băgat în corz, în colț. Îi dă? N-au pătit nimic. Mamă, ce l-a pleznit aici, gata, nu mai poate. Nu mai poate. Nu se mai poate apăra. Bine a făcut Paul Florean că a intervenit. Nu, n-are ce să mai... Nu mai poate. Facă Nicolae... E ok? Îi mai dă o șansă? Cum facem noi cu specialele? Hai că le mai dăm o șansă? Gata, nu mai. Gata. Gata, nu mai. S-a terminat. Victoria înainte de limită pentru spectaculosul, pentru tehnicul, pentru rapidul. Darius Argeo, knockout în runda cu numărul 2 pentru hunedoreanul care și-a adversarul în brațe. Și e felicitat, însă... Exact ce vă spuneam. Dracu, nu mai înțeles nimic. Darius Argeo cu loviturile sale au dus la victorie. Prin knockout. De limită, al cincilea knockout al carierei în 7 partide, dintre care 6 câștigate. Darius Argeo, victorie frumoasă pentru el în cea de-a treia partidă a acestei gale. Acord, facem și în seara asta, dar după gală. După gală facem, ne jucăm și aparate după gală. Dăm un bonus an după gală. Următorul meci va fi între Conia Cristian și Sebastian Lutalniciuc. Aici descrierea, o ciocnire titanică între cei doi tineri sportivi ce se luptă pentru ciocanul lui Thor. Sper ca și Thor. Salut, Andrei! O să facem aparate după ce termină gala. Pentru ciocanul lui Thor. Pentru a fi la curent cu tot ce înseamnă Gala Cheioan, Coloseum, îi puteți găsi pe Instagram sau pe Facebook, Coloseum Tournament, oficial. Acolo veți avea toate postările, toate detaliile despre următoarele gale, cine se va bate, când, cum, unde. Ne uităm la un fight, Andrei, iar după vom face și noi un fight cu sloturile. Sperăm să le facem în seara asta K1. Dar sigur ne jucăm, vom face un bonus hunt.
Dar acum ne uităm la gala de la Oradea. O vedeți acolo? Alex, nu știu încă. Nu. Charlesman, forță, forță, K1, gală. Alex, nu știu încă, nu... Aștept să vină și Tudor, vom lua... Vedem pe ce caz din nou ne jucăm, ce sumă... Încă nu... Nu ne-am hotărât. Ciao, Marius, Forța Praga, ce faci? Announcerița este Francisca, fata care a fost inclusă și ea în sondajul nostru de vedete pe care ați dori-o. Ați ales-o. Găniță, momentan da. Ne uităm la gala K1 de la Coloseu, un turnament. Iar după ce se va termina gala, vă face un bonus hunt. 20-31, 180-185, 103 cu 95, mamă! 95 de kilograme. Taste! Sabim Oga, ciao! Mi-e la maxim cât pot să îl fac. După aia nu ne mai înțelegem nici noi, dacă sunetul e tare și asta nu ne mai înțelegem noi. Bine, Ionita, mulțumesc frumos! O să facem și un bonus an frumos după. Sabin, ciao, ciao! Te-am mai salutat odată, nu? Conea Cristian. Forța Sabin. Numele de familie. Hai că ne putem verifica Conan pe acest drum. Vedem Lucius. Forța Neda Amalia. Să fie. Să bat atunci. 95 de kilograme la 1,85 m. Bă, Sabin. Mai e slab cu 8 kilograme și mai înalt cu 5 cm decât adversarul său. Bă, Sabin, dar mai pune-mă și tu pe Discord. La nivel de partide profesioniste are jumătate cele care sunt în palmaresul adversarului său, 6 față de cele 13 lui Lutaniuc. Da, Ionice, i-am spus acum, pune și tu, bă, cu 3 lei ei 300, cu 2 lei ei 200, bă, tot din astea faci. Fratello, tu joci 3 lei, 5 lei, 20 de lei maxim pe zi. Nu cred că se supără nimeni că pierde 5 lei sau 10 lei cât ai pus tu, încercăm, uite, ne spui în fiecare zi că lovești. Pui și tu bilete de acolo și când le faci, ne mai inspirăm și noi, facem și noi. Da, uite, toată lumea ar fi. Că punem și noi 2-3 lei, nu ia cum o avere, știi? Am dus 25 de kilograme în plus față de lupta anterioară. Uitați aici. Bunăciunile din la București. Runda a doua, reușit de Darius Argio în... Să vedem runda 1. Cu Nicolai. Să vedem ce zic băieții. Nu vom vedea lovituri la fel de rapide. Okay. Însă cu siguranță vor fi mult mai
puternice. Normal, Ionita. Doi coloși gata să înceapă. Salut, Ionut. Acelei de a patra lupte din Colosseum Tournament 27 de la Oradea. Gabriel, ce cu astea? Albastru. Taniuc în colțul roșu. Conea. Da, o să ducem, o să ducem. Bine, Marius. Fiecare dintre cei doi poate stinge lumina celuilalt. Dacă ce face Nut? Lază. Lovitura ca de ciocan. De înălțime, Conea nu reușește deocamdată să țină distanța. Lutaniuc reușește să se apropie. Îi intră lui Lutaniuc. Lovitură în bărbia adversarului. Schivează bine Bistrițeanul. Mersi, Ionut. S-a auzit acea stângă a lui Lutaniuc, care și-a atins ținta. Da, Suciu. Păi, Eliste, mulțumesc de subscribe! Oprește Paul Florian această luptă dezechilibrată. Conea de Lutaniuc cu acel low-kick bun și genunchiul dat de Bistrițean. Foarte repede Paul Florian pe cei doi. A dat prima rundă. Prima rundă destul de echilibrată, cu un plus pentru omul pe care îl vedem în imagine, Sebastian Lutaniuc. Buna lui Lutaniuc, dovada că nu cât vârsta, cât experiență, cât numărul de meciuri anterioare. Hop. Se mișcă bine, destul de agil pentru greutatea sa. Alex Popescu cu Raul Fila a fost. Alex Iancu cu Sachelaru Valentin. Și Darius Argio cu Bosinia Neculai. Zdruncină la fiecare lovitură pe Conea Lutaniuc. Hai, pentru ce? Încearcă să spargă blocajul cu directele sale. Dar
Imagine 7. Dar o să vezi imediat programul în pauza de publicitate. Încearcă și Conea ceva, un schimb dur. Da, Vasilian. Sângerează Conea. Puțin desincronizat în execuțiile sale, Conea. Plutaniuc pare că știe mai bine ce are de făcut, e mai exact, mai calm, mai tehnic și în mod surprinzător pentru mine, aș spune, mai rapid în execuții. Suficient de precis Conea, chiar și atunci când intră loviturile, pare că e o jumătate de pas prea în spate sau prea în față ca acestea să aibă biomecanică devastatoare pentru adversar. Începe ușor să obosească și Lutaniuc. Lovește bine Bistrițeanul și cu dreapta apoi. Lovește și cu genunchiul Lutaniuc. Ale rundei cu numărul 2. Și aceasta cred în Aria trebuie să interacționeze și cu chat-ul, nu am ce face. Vedem acum în imagine Sebastian Lutaniuc. Nu reușește să închidă printr-un knockout Cristian Conea. Da, asta Vasluianu, ce zici de ea? Are bas, are balans. Clare lovituri ale rundei cu numărul 2. Majoritatea i-au aparținut. De pe runda 3 lui Sebastian Lutaniuc. Răsăriște Conea în runda cu numărul 3. Brațe cei doi. Energia începe să se consume. Iese și Conea în ofensivă și încearcă să lovească. Nu mai au da, Marius, da. Ale două rânde s-au mai înmuiat. S-au înmuiat și genunchii celor care trebuie să îi încaseze, așadar la fel de periculoase. Lovesc clar ambii luptători. Ha 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 ha.
Ponea mult mai bun în această ultimă repriză decât a fost până acum. Îi intră două croșee. Da, Vazluianu. Meciurile seara au fost regulamentare. Nu s-a auzit comanda break din partea arbitrului Ring Florian. Intră câteva lovituri lui Conea, clar mai proaspăt în acest final de meci. Și cu genunchiul și cu croșeul reușește să lovească Timișoreanul. Intră multe lovituri bune lui Conea. A lovit după semnalul... Nu le cunosc. A apărut că i-a scăzut un punct lui Lutaniuc, cel care încasează și o lovitură înaltă din partea lui Conea. Termină în forță Conea această partidă. Ce lovituri, ce noroc are Lutaniuc că a venit finalul acestei întâlniri. 9. A dominat primele două runde, dar a luat o bătaie serioasă în cea de-a treia, a și lovit după semnalul arbitrului și i s-a scăzut un punct și a fost la probabil 20-30 de secunde distanță de a fi făcut knock-out. Vazluianu doar pe PR-ul turneului o știu, pe Cătălina, cea care a fost invitată la noi în emisiune sâmbătă. Câștigat primele două runde, dar i-a fost scăzut un punct acum în final. Conea ar putea... Da, poți să spui liniștit. Energia s-a păstrată pentru ultimele două minute. Să vedem care e decizia. Forță, forță! În primele două runde de Lutaniuc a fost mai puternică pentru arbitrii judecători. Sebastian Lutaniuc, the winner! Cristian Conea, o decizie întâmpinată și cu oarecare nemulțumire de publicul din urmează Alexandru Amaritei cu Crăciunica Mădălin. La meci, a noua victorie pentru Sebastian Lutaniuc. Aici în dreapta mea aveți programul, ce meci urmează și meciurile. Ultimul meci va fi pentru o centură. Vazluianu.
Da. Mar, trebuie să bat eu. Bună, Iuhov. Îți mulțumim. Da, Vaslean, exact acolo le duce, a? Am revenit la Colosseum Tournament. Acesta este Francisca. O găsiți pe Francisca oficial pe Insta. Captain cu al șaptelea. Este la categoria 77 de kilograme. Și coțul albastru se antrenează la Urban Legend Academy, antrenat de către Mărcuță Cosmin. Doamnelor și domnilor, Madeline, The Little Groot, Crăciunica! De mă meciul 5. Captain cu se bate meciul 7. Da. Și adversarul său, în colțul roșu, se antrenează la Scorpion Scovinț, antrenat de către Liviu Mihai Vornicu. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Alexandru Scorpionul Negru Amariței! Doar 19 ani pentru Alexandru Amariței, 3 în palmares, două câștigate, una dintre ele prin knockout, 5 centimetri în plus pentru Alexandru Amariței, părăclit Scorpionul Negru. 5 centimetri plus, 8 ani în minus și 23. Adică îi pune o țăt de lei pe mine, Vasleanu. N-a contat deloc diferența de experiență. Alexandru Iancu s-a impus în fața lui Valentin
Sachelaru cu 13 ani mai în vârstă. Să vedem ce va reuși de această dată Alexandru Amariței în fața lui Adelin Crăciunică pentru a treia oară la rând. Arbitru în ring, Paul Florean. Își ating mănușile cei doi și începe lupta în ring între Mădălin Crăciunică și Alexandru Amariței. Ia centrul ringului Crăciunică. Iuhu, forță! Chează bine lovitura medie a lui Amariței, pe care îl lovește apoi tare cu un low kick. Ratează high kick-ul Amariței și un low kick, apoi unul moale care nu-i provoacă daune adversarului său. Îi intră frumos combinația lui Amariței, dar Crăciunică răspunde la fel de frumos. Puțin în colț Amariței, fără să-i provoace însă vreo daună. Îi intră bine acest low kick lui Crăciunică. Intră... L-a prins, l-a măturat puțin. Lovitura la bărbia cea stângă lui Crăciunică. Bine plasat de Crăciunică, intră directa, aproape să spargă în garda mai tânărului său adversar, Crăciunică. În partea lui Madalin Crăciunică. Încearcă Amariței în finalul primei runde să lovească, însă el e cel dus în corzi. În final. Bună prima rundă! A dominat-o. Sigur pe el și zâmbitor. Da, uite aici, Vasluianu. Thank you.
Are, nu glumă. Lovesc bine, lovesc cu destulă forță și cu multă precizie. În curând, în mod normal, corpul unuia dintre ei ar trebui să cedeze și să-i permită celuilalt să-i intre mai multe lovituri. Hop, 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 hop. Spectaculoase momente de până acum. Ok, întâlnând meciul ăsta. Lovituri frumoase din partea ambilor luptători. Opa. S-a aruncat Crăciunică spre adversarul său. Mamă, ce i-a dat aici, l-a prins cu piciorul. Înaltă lui Crăciunică. Croșeu bun al lui Amariței. Ține bine în meci și mai tânărul adversar al lui Crăciunică. A știut să încaseze și au intrat și lui câteva lovituri în această rundă cu numărul 2. Partidul de un nivel tehnic foarte bun. Deschide seria de lovituri cu un low kick Crăciunică, eschivează bine și iese cu croșee la figură. Da, Andrei, foarte bun meciul ăsta. High kick în blocaj, dar care îl zdruncină pe Amariței. Oh, pop. Care cade acum după această lovitură, încă una din partea lui. Foarte bună rundă, foarte antrenantă. Mădălin Crăciunică, ce rundă bună și ce final frumos din partea acestui sportiv. Da, Marius, chiar foarte frumos a fost runda asta, chiar foarte frumoasă. Uite aici rundă. A? Ce ziceți de runda asta? Mamă, ce casă, ce casă! Aici asta a fost frumos, se schiva asta, și râs de el. Fratele, ai vrut să mă lovești, te-am făcut! Marius. Începe și runda cu numărul 3. Intră lui Crăciunică, dar lovesc frumos ambii luptători. Da, Vasluianu. Contre pari. Oi, ce picior e dat aici. Cu lovitura marcă înregistrată lui Crăciunică. O lovitură din săritură pe care a reușit-o de vreo 3 ori în această întâlnire. Alunecat Amariței.
Da, foarte bun meciul ăsta. Ciao Șovu. Final de meci mai bun, intră mai multe lovituri, reușește să spargă blocajul lui Amariței în mai multe rânduri. Încearcă și alte lovituri spectaculoase Crăciunică. Întoarcere pe care a încercat-o Crăciunică. Vedem, vedem, Pazleanu. Toate pozițiile, din toate unghiurile, poate lovi Crăciunică. Mariței rezistă însă și are și el replică în fața unui sportiv mult mai experimentat. Intră și acest croșeu lui Crăciunică în contra, lovește mai bine. Intră și directa de stânga, nu foarte puternică, dar suficientă cât să-l dea de aproape. Da, Iuhos. Și cu genunchiul lovește încă o dată și intră și croșeele lui Crăciunică. Final superb de Rui. Pe departe a fost cel mai interactiv. A fost cea mai interactivă luptă de până acum și spectaculoasă. De calitate, Crăciunică e convins că el e câștigătorul acestei lupte. Sunt de acord cu el, a fost însă probabil cel mai echilibrat și valoros meci din punctul de vedere al loviturilor reușite de ambii combatanți. Ladies and gentlemen, the winner is the blue corner, Madalin Crăciunică este declarat învingător. Decizia mi se pare una firească. Și Alexandru Amariței a luptat la un nivel înalt în această întâlnire. Următorul meci, Adrian Maxim cu German Lucian. Hai că fac să-mi schimb scrumiera până asta, să-mi golez până începe meciul, până e reclama asta de un minut. Pentru a fi la curent cu toate galele K1 pe care Colosseum Tournament le organizează în țară, fiind numărul 1, da, Iuhus. Îi puteți urmări pe Instagram sau pe Facebook, pe Colosseum Tournament. Ciao Cătălin, da, o să vină Tudor mai târziu, o să facem un bonus an după gală. O să facem K1 aparatele și noi să sperăm. Să facem K1. Suntem live cu gala. Doar că nu avem voie să... pe timpul publicității pe care Digi o dă, nu avem voie să reproducem publicitatea lor. Doar strice de gala și când are publicitate de Digi, întrerupem, ne punem fundalul cu meciurile. Deja s-au jucat, au fost 5 lupte, urmează 6, aici în dreapta mea aveți meciurile. Se va bate și Muntele Bihorului, Sandu Lungu și va fi pusă și o centură
în ultimul meci va fi pusă la bătaie o centură. Deci puteți să urmări pe Colosseum, pe Facebook, Insta, Colosseum Tournament, pentru a fi la curent cu următoarele gale care vor avea loc în România, organizate de ei. Iar pe Francisca, cea care anunță luptătorii înainte de a intra în ring, o puteți urmări pe Francisca Oficial pe Instagram. Îi puteți da un follow, o să o vedeți imediat. Și acum o să vă pară rău că nu ați votat-o, uitați-o. Nu ați vrut să o votați ca să vină la noi în emisiune. Uitați ce ați pierdut. Uitați aici ce ați pierdut. Ciao, Cosma. Da, Hugo Boss, n-ați votat, o să vină la noi în emisiune. Da. O să vină Gianni la noi, va fi primul. Gen al doilea, pentru că prima și cea mai mare vedetă a fost deja la noi, Cătălina. Lucian German, debutant de 17 ani, de la Academia Florin Boboc, antrenat de Florin Boboc, da. De David Simon. Forța Maxim, orădeanul nostru! Forța orădeanul nostru! Aplauze de la spectatorii din sala, din arena Antonio Alexe din Oradea pentru Adrian Maxim, orădean de-al lor, antrenat de unul dintre numele importante ale kickboxing-ului de la noi, Alin Panaite. Adrian Maxim, 33 de ani. 33 de meciuri, 25 dintre ele încheiate prin victorii, 15 prin knockout. Nu doar eu, Marius. Adrian Maxim, cel care ar fi trebuit să îl întâlnească pe Victor Alexandru. O puteți urmări, cum v-am mai spus, pe celebrul Cosmin Cernat, announcerul. A venit astăzi cu mașina la Oradea să se lupte cu Adrian Maxim. Acesta este Lucian German, mult mai puțin experimentat, debutant, adus în ultimul moment, teoretic outsider în această... Gabriel, ce se dau full? S-au văzut suficiente surprize în sporturile de contact, încât să nu fim dinainte convinși că Adrian Maxim, pe care îl vedem acum în imagine, este câștigătorul acestei întâlniri. Bim! Oradeanul nostru, uite aici, Vasleanu! Uite-o și pe nevastă ta. Am scăzut la 65-70 de kilograme. Vom vedea lovituri nu la fel de puternice, dar cu siguranță mai rapide, mai multe în acest duel între Adrian Maxim și Lucian German. Ascultați întotdeauna indicațiile mele, nu loviți în spatele capului, bateți mâinile în colțurile voastre.
Judge. Yamato Zaharia, arbitru în ring și pentru această ciocnire. Să-l vedem pe Lucian German dacă rezistă, cât rezistă și dacă e în stare să facă surpriza în fața unui adversar mult mai experimentat. Începe cu multă energie tânărul German, mai înalt cu 13 cm decât adversarul său, un avantaj de care cu siguranță va încerca să profite adolescentul din Craiova. Acum dă drumul primelor lovituri Adrian Maxim și se vede forța sa, dar German răspunde surprinzător de bine. Frumos high kick-ul lui Maxim. Amă, ci cu cât e mai înaltă asta ca Maxim. Dreaptă de calitate din partea lui German, care începe surprinzător de bine, chiar dacă se vede clar diferența de experiență. Greu de găsit adversarul. Hop. Da sub centură. Luptă cu unul dintre mari luptători, numărat Lucian German. Lovitura n-a fost clară, dar urmările sale au fost. După două minute decente, două minute chiar bune, Lucian German numărat de Yamato Zaharia. Termină această primă rundă cu câteva lovituri clare. A intrat în ritm Maxim, mai intră câteva lovituri. Suntem în ultimele secunde ale primei runde, încearcă și German să mai lovească în final de repriză, dar performanța pentru frumoasă repriză. Rămâne în picioare după 3 minute împotriva lui. Frumoase schimburi. Vasluianu, ține-te bine. Ține-te bine, Vasluianu, Marius. Uite, Marius! Și-a lăsat capul prea jos. Lucian German, a devenit o țintă mai ușoară. Diferența de înălțime de 13 cm n-a mai lucrat în favoarea sa. A venit în zona La Morgana. Adrian Maxim, La Morgana Vasluianu. Hai să înceapă runda a doua. Și experimentatul Orădean nu putea rata o astfel de șansă. Începe runda a doua în picioare. Hop. Primește un Da, Cosman. Puternic. Încasează. Trei de 3 minute. Tânărul German intră într-o contră din care nu iese tocmai bine. Îi intră. Da, Sergiu. Croșeele lui Maxim.
Da, da, ni, da, Ioniță. Ce semn lui German să iasă la atac. Cu siguranță însă că apreciază rezistența și curajul. Maxim, chiar acum e meciul lui. Adrian Maxim. Băiatul mic, mai micuț. Încearcă să profite Paul de mica problemă pe care a avut-o cu mănușa Maxim. Chiar cu mănușile roșii. Și Sandu Lungu, Lungu, Muntele Bihorului. Care își ating ținta, serie excelentă din partea lui Maxim. De mare calitate Maxim. Se poate lupta de la egal la egal cu orice nume mare al categoriei sale. Asta e cu atât mai de apreciat, curajul acestui tânăr care a acceptat să intre în ring cu el. Lasă garda jos și îl invită să lovească. Fiindcă German nu face asta, Maxim intră cu croșeele care sparg blocajul. Da, bere la doze, i-am spus. Adversar. Maxim, Maxim! Acolo, pe lângă atâtea lovituri, râdea Maxim. La 25 de secunde a terminat și runda a doua în picioare Lucian German. Da, Luigi. E foarte bun luptător. S-a dezlănțuit Maxim. Lovește la corp. Bun, eu zic că trebuie să fie câștigător Maxim. Rundă câștigător. Uite Vasluianu, care se simte foarte bine în ring. A încasat. Uite cine a intrat în ring, Vasluianu. Lovituri. Uite Vasluianu. Lucian German. Se ține însă bine. Pentru diferența de experiență, de valoare. Iată cât de roșu e în diverse zone ale corpului. Da, da, da. Da, Andrei, facem, îi dăm un cheiu an, da, 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 facem un bonus an. Îl așteptăm pe... Îl așteptăm pe Tudor să ajungă. Oricum, gala vă mai ține o oră și ceva, mi se pare, sau cât. Se încheie aici lupta. A fost decizia... Și... Mai că vom, după gală vom lua o pauză, pentru că trebuie să schimbăm ceva setări pe stream-uri și pe asta va dura puțin până vom face următorul live. Nu vom putea să continuăm. Nu cred. Aplauze pentru curajosul tânăr din Craiova. Vă mulțumesc în numele lui. Auzi, craioveanul vostru. Forța Oradea. Adrian Maxim după două runde. Cosmin Cernat, cel mai bun comentator sportiv. Să-l ascultăm și pe învingătorul Adrian Maxim. Mulțumesc și promotorului că iată în care veniți să fac o gală atât de frumoasă la noi în oraș și vă doresc o seară plăcută și să-l așteptăm și pe Sandu Lungu să facă un show. Muntele Bihorului! Vom vedea și pe Sandu Lungu ceva mai târziu. Revenim cu șaptea luptă, cea dintre Angel Cardo și Eduard Gafencu.
Da, vor mai fi 3 runde, 3 meciuri. Da, va fi interesant și toate aceste 3 meciuri vor fi foarte interesante, următoarele. Da, vom vedea, următorul meci e a lui. Sau Iulian. Rupe. Da, bere la doză. Ultimul va fi pentru centură. Va fi cu centura pe masă. Picior direct din cap din tornadă. Se pare. Se pare că meciul Gafencu îi revanșa. Se pare că a fost învins de Angel Cardoș și a cerut revanșa. Și Gaftengo a pus la bătaie centura Colosseu un turnament, un meci cu titlu, de titlu. Iar pe, uitați centura, se joacă cu centura pe masă. Bogdan, nu știu. Da, joacă, face revanșa. Deci, pentru asta va fi următorul meci, apoi îl vom vedea când în ring aici. Bogdan, nu știu, nu am detalii. Și de altfel și unul din partenerii noștri la fiecare gală knockout oferă și un premiu pentru cel mai spectaculos knockout din această seară. Așa că îi mai ținem. N-ați vrut să votați pe Francisca să vină la noi în emisiune. Ceva mai târziu aici, pentru că a fost momentul sponsorilor. Sunt foarte mulți cei care o puteți găsi pe Instagram pe Francisca Oficial. Pentru că au făcut asta. Noi mai ținem, eu zic showtime și tu-i chemi în ring. Să curgă like-urile și acolo pe Facebook și pe Insta. 77 de kilograme. În colțul albastru se antrenează la Club Friends Gym Satu Mare, antrenat de către Friends Gym Team. Doamnelor și domnilor, Angel The Grasshopper Cardoș!
34-28, 1-8-1-7-8, 7-7-7-7. 10 KO-uri, 9 KO-uri. 14 win din 15, 49 de win din 70. Frumos. Va fi un meci interesant. Kilograme, unul dintre cei mai experimentați kickboxeri în activitate din România. 70 de meciuri, 49 câștigate, 10 dintre ele prin knockout, 20 pierdute și o remiză. Angel Cardoș, care se va lupta cu Eduard Gafencu pentru Davaz Leanu. Bă, eu cred că echilibra meciul. La categoria 77 de kg. Ne despar 10 minute de răspuns. Iulian. Sachelaru să stea în colțul lui Angel Cardoș pentru revanșa, titlul pe masă, centura. Durata 5 reprize de câte 3 minute. Desigur, dacă nu cumva unul dintre cei doi va reuși să termine înainte de limită. Intră acum în ring Eduard Gafencu, poreclit The Blitz din Arad. Un arădean și un sădmărean s-au întâlnit la Oradea, la mijlocul traseului. Spectaculoasă între doi sportivi de calitate. Foarte curios să văd săriturile de lăcustă ale lui Angel Cardoș și în ce măsură e acolo. Succes în fața acestui Da. 9 victorii prin knockout din cele 14 meciuri câștigate până acum. O singură înfrângere în palmaresul lui Eduard Gafencu. Uite aici runde, uite aici reprize. Arbitru în ring va fi la ambele. Mamă, să nu spui acum, nu cred așa ceva.
Nu știu, de la ei ceva problemă tehnică, sper să remediem cât mai repede. Încercăm să o remediem acum cât mai repede. Da, știu. Da, lejer, stați puțin, hai că vorbim imediat, băieți. Intră această lovitură medie de picior lui Cardoș, însă ce bun a fost croșeul lui Gafencu, care se dezlănțuie în acest final de primă rundă. Încă o lovitură bună pentru Gafencu. Final de primă rundă cu câteva lovituri de mare calitate din partea lui Eduard Gafencu. Gata. Da. S-a rezolvat. Uitați aici, la fix am rezolvat treaba. La fix. Op, ce se cerar a fost aici. Este cerar a fost aici. Păi asta e Vasluianu, cea mai importantă parte. Ringălu. Cariera lui Eduard Gafencu a venit la Colosseum Tournament chiar în acest an, acum 7 luni, la gala cu numărul 23, fix în fața lui Angel Cardoș. Caută revanșa Gafencu. Runda 2. Da, numai cum e să facă live. Proteza Gafencu. Luptă. El e deținătorul centurii în acest moment. Da, Cardoș deține centura și se joacă cu Gafencu. Revanșa, opa! Alunecat. Să se ridice repede. Ce forță dezvoltă Gafencu în loviturile sale. Revanșa. S-a întors la low kick-uri și încasează și el două lovituri din partea lui Cardoș. Da, fratelo. Cine
A echilibrat momentan, nu a fost prea mare diferența. I-a recomandat arbitrul în ring lui Gafencu, Lucian Stoicoc a văzut lovitura neregulamentară de picior din partea campionului Gafencu. Aveți cum contra cei doi. Ratează acest low kick. Bine, Tutu! Mi-am băgat om acolo la Digi să-mi comenteze astea. Lovește din nou în contră Gafencu. În momentul în care adversarul a încercat să se apropie, iese bine acum cu câteva lovituri care sparg blocajul lui Cardoș. Opa! Gata și runda 2. Sportivii la ultimele secvențe ale rundei. Ding! Nu găsește ținta Cardo și se încheie runda 2. Da, da. Nu sunt categoria lor. Eu la plus 100. Uite aici categorie. Uitați aici categorie grea. Da, da, numai Street Fighter. Jackson, bună asta. Începe și runda a treia. Nu este însă ultima rundă. Vă reamintesc că acest da, Cosmin, meci pentru centura Cosmin World Tour se dispută pe durata 5 runde. Se bat 5 runde din cauza titlului, din cauza centurii. Stai să mă șterg de tine, fratele, că încurge. S-a șters de sudoare pe tricoul arbitrului Cardoș. Opa, dacă îl prindea cu asta. Mamă, numai tertipul, scuipă. O proteză care... Da, Andrei, ți-am spus, facem bonus an după asta. Noi lasă pe cei din... Dăm pe ele, le rupem. Colțul lui Gafencu să facă altceva decât să spele. Bine, fratelo. Să facem bonus an, dar nu jucăm megheteuri. Intensitate. Foarte echilibrat. Te pup. A, ce dornici de luptă amândoi. După un low kick lui Gafencu, momente bune pentru el, iese Cardoș din această situație. Se dezlănțuie și Cardoș, încasează lovituri și trimit lovituri puternice ambii luptători.
Cardoș lovește bine la corp. Mi se pare că a bătut Mădălin. Bălan Cosmin. Și Gafen cu... Costel. Îi sare proteza și lui Cardoș. Gol CFR. Vrea proteza mai repede, nerăbdător să se întoarcă în ring. Să... Da, Marius, pentru Claudiu. Niște coronițe. În, Al jucăm pe centură, nu-l mai șterge, pleacă, hai. Luptă, mai avem jumătate de minut din... Da, da. Cu numărul 3, lucrurile... Nici Cardoș nu-i rău. Acest duel pentru centură. Cea mai bună rundă făcută până acum de Angel Cardoș. Ba, au la pauză, au. De picior care intră lui Gafencu, aruncat la podea. Facem o specială de la Dragoș pentru Biță, te rog. Fie specială pentru Biță. Și cea mai bună. Da, da, o să dăm speciale la toate. Hai băieții mei, suntem 120 aproape pe live, pe live. Hai să meargă și un like. Un like pentru fete. Facem rost de Instagramul lor și vi le spunem. Noi uităm de Instagramul și Facebook-ul de la partenerul nostru Colosseum, Colosseum Tournament. Ca să fim la curent cu toate galele Chioan care vor veni. Când și unde se vor ține și cine se va bate. I-au plătit speciala, da, Vasleanu? Hai cu like-uri! Stânga cu care... Fencul a făcut pe Cardoș să scuipe... Da, da, da! Ce debut de rundă cu numărul 4! Cum începe Cardoș această repriză? La mulți ani, Lucian! Să fii sănătos! Jackson, nu... O să luăm o specială! O să luăm! O să luăm o specială pe 1000! O să facem... Mai răbdător, nu așa de agresiv cum îl vedem în această... Cum adică ce s-a transmis pe Nedino Andrei, că nu înțeleg? Ieșind în evidență cu câteva lovituri. Jackson, o să facem sondaj. La speciale. Și excelent acest genunchi trimis de Gafencu în bărbia adversarului. Mamă! Ce-o făcut ăsta? Ce-o făcut? Ce tare-i meciul. Energie multă consumată de Gafencu cu acea încercare. Hai băieții mei, suntem 110. Da, Luigi, frumos, dacă îl prindea era chiar frumos, frumos. A intrat însă foarte bine acel genunchi în... Păi Dinu, e live asta. Lui Cardoș, croșeele sunt de mare calitate din partea... Da, da. Dinu, asta e live. Gafencu e în stare să profite. Acum nu mai găsește o breșă în defensiva lui Cardoș, care lovește pe contră. Cel mai spectaculos, cel mai de calitate meci de până acum, își merită statutul de luptă pentru o centură. Iată-l pe Cardoș. Da, îi luptă de centură, se joacă cu centura pe masă. Bărbia adversarului, dar și încasează. Alin, mi se pare foarte echilibrat, puțin Gaftengo în față. Păi da, Jackson, că se bagă cu centura, e revanșa. Ultimele
Pentru că Cardoș l-a bătut pe Gafencu și a cerut revanșa. Acum i-a oferit-o și joacă și cu centura. Da, da, Vasleanu. Foarte frumos. Are loviturile sale de calitate în acest schimb. Pauză. Ne dorim ca în meciurile pentru centurile. Robosit. Din boxul profesionist ca acest meci să aibă nu 5, ci 12 runde la ceea ce am văzut până acum. Nu prea, să știi. Uite aici evitare. Asta cu... Da, Mariu, scuză-mă. Uai, aici ce bine o prins ăla. Da, Vasleanu, știu. De la Frog pentru gură de știucă. Se știe. Cu tot cu domnișoara Jackson. Hai băieții cu like-urile. Te moste 10. Cantitatea, calitatea loviturilor sale, lucru care l-a făcut și pe adversarul său să facă asta în runda cu numărul... Runda 5, runda finală. Începe cât se poate de promițător cade. Cardoș a fost alunecat însă. Dezechilibrat. Nivelul de energie rămâne surprinzător de ridicat însă pentru ambii sportivi în această ultimă rundă. Excelente. Da, Răzvan. În partea ambilor luptători. Este o serie bună, intră acest croșeu de dreapta lui Gafencu. După iar vom avea. Opa, eu căzut. L-a prins de două ori, nu are însă proteza. Eu căzut. Următorul meci va fi între Sandu Lungu și Adnan Alic, între muntele Bihorului și un ucrainian. Va fi tare, tare și ala alt meci. După aia iară vom avea un meci cu centură. Cu centura mondială. Se va juca pe masă. Da, și mai avem două meciuri, mai prins bine. Da, Jackson, nu-i lipită cu corega. Hai băieți, suntem 120 pe live. Hai cu like-ul. Bună seria lui Gafencu. Ai, l-a băgat în corz acolo. Vește din nou cu genunchiul Gafencu. Termină mai bine acest match sportivul din Arad. Da, Marius. Ultimul minut, băieți. Cine câștigă? Ce părere aveți? Nu, eu nu, de ce? Gafencu, lovituri mai clare din partea celui poreclit The Blitz pentru rapiditatea execuțiilor sale, încă o dată cu genunchiul. Ultimele 30 de secunde ale acestei lupte de un nivel tehnic ridicat. Reprize spectaculoase în această întâlnire. Da, și eu zic că o să câștige Sandu Lungu. Mamă. Oa, dacă îl prinde. Se mai încasează Cardoș câteva lovituri, ce final nebun pentru acest. Oi, gata. Reprize,
senzaționale. Se iau în brațe cei doi la 7 lungi distanță. Hai să vedem decizia. Cardoș l-a învins. Frumos meci. Revanșa este o întâlnire de mare calitate tehnică și de un grad ridicat de spectacol. Da, se bat pentru centură. Excelent. Vedem decizia arbitrilor. Cine vrea să vadă lovituri frumoase, lovituri de calitate în această partidă, poate să... Aici l-a prins bine rău. Și să vadă de la început, pentru că toată a fost... Hai să vedem centura. Da, da, da. Decizia. Prezentatorii ringanauserii sunt Cosmin Cernat și Francisca, pe care o puteți găsi pe Francisca oficial pe IG. A câștigat Agafenco. Ciao Bogdan. L-a bătut, și-a luat revanșa, și-a luat centura. Văzut și noi Eduard Gafencu mai bun în aceste 5. Așa și premiu. Mai bun, dar suficient cât... Da, a luptat, a fost chiar o luptă foarte frumoasă. Obține revanșa după înfrângerea de acum 7 luni, acceptă această decizie. Angel Cardo și îl ia în brațe pe adversarul. O partidă de mare calitate câștigată de Eduard. Drink my wine. Cu cel care are acum 15 victorii din 16 meciuri, rămâne cu 9 knockout-uri și cu o singură înfrângere. Îmi place. 7 luni în fața lui Angel. M-a arăstrat. Mi-a plăcut. Sport 4, facem trecerea la fotbal din Serie A. O să vedem duelul. Da, da. Și Napoli la finalul meciului din Serie A. Vom vedea și ultimele două întâlniri din Colosseum Tournament 27. Alexandru Lungu împotriva lui Adnan Alic și un alt... Urmează Muntele Bihorului cu un ucrainian, Sandu Lungu. Hai să vedem ce zice Cafton. Hai că nu l-a lăsat. Nu l-a lăsat să auzim ce zice Cardoș. Chiar e frumos să vedem ce zice, să auzim. Da, da, da. E greu cu muntele. Hai, chiar foarte frumos a fost și lupta asta. Nu, nu, la Oradea, Bogdan. Ah, da, Bogdan. Scuze, am avut prea multe din ale, nu te-am saltat. Nu te-am saltat. Și ultimul meci va fi între Sorin Kaliniciuk și Stoian Caprivilenski. Hai să găsesc informațiile despre meciul ăla. Da, da, dar bine ar fi să dea și tot cu ciocanii la noi. Sorin Babyface, un sportiv tânăr cu un viitor strălucit în sportul de contact, își apără centura de campion la categoria de 70 kg în fața lui Copernic. Top 5 luptători
Ăsta, Stoian Coperniv, e locul, e top 5 luptători în Glory Kickbox. În cea mai grea gală din lume și se bate cu românul nostru, Sorin Babyface, Sorin Calinciuc, în main eventul galei. Vă dați seama ce meci când ăla e în 5 Glory, care e cea mai șmecheră gală din lume. Hai băieți, suntem 110, hai să mai dăm niște like-uri. Da. Hai cu like-urile. Mulțumesc, Iulian. Să vină și restul. Așa, să curgă, 83, să curgă, 81, like-ul la buton. Mersi, Paul. Da, Vazluianu, top fetele. Da, respect la Vasluianu. Da, învățăm să citim, Raul. Să nu uităm de partenerul nostru. Da, cumpărăm specială pe fete. Nu uităm de partenerul nostru Colosseum Tournament, Facebook și Instagram. Îi găsiți acolo pentru a fi la curent cu toate galele care le au în România. Un like și acolo. Și la Francisca Oficial. La Nau Sărița de pe ring. Nu ați vrut să o votați în sondaj să vină la noi. Da, să vină Muntele Bihorului. Da, iuhu. N-au mâncat că trebuie să intre la categorie la cântar. Deci... Like întâi și la Francisca Oficial pe Insta. Raul, imediat, mai sunt două meciuri. Muntele Bihorului și după aia încă un meci pentru o centură. Urmează Sandu Lungu cu Adnan Alic. Un ucrainian, Muntele Bihorului cu un ucrainian. Nu, acum începe Lungu. Da, Vazluianu. Și continuă misiunea Max B, să dea o grămadă de Tesla. Boom! Pupic, boom! Noroc. Boom! Tesla. Lasă de la imediat începe Muntele Bihorului. Forța, nu uităm de Colosseum. Un like și acolo pe Insta sau pe Facebook, Colosseum Tournament. Sunt pe locul 1 la organizat de gale pe Europa și locul 3 în lume la organizat de gale K1. Un like la video, subscribe la noi. Tino, mulțumesc de subscribe. Timo. Like, share la Francisca Oficial. Da, sunt reclame și nu avem voie să le difuzăm, din păcate.
Da, Georgiana, bună seara. Dar vezi că ne-ai scris bine râiții, că trebuia să-i scrii cu 3 de râ. Da, foarte frumos. Foarte frumos meci. Cafencu, felicitări. Hai cu like-ul, suntem 110 plus. Da, 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 da. Forța, Muntele Bihorului, Sandu Lungu. Da, forță, ai tot, 123 pe live, like. Cel mai frumos joc de pe pământ vă este adus de Unibet. Fotbalului, vă spune Ioan Viorel, runda cu numărul 4 din serie A se încheie în această seară cu partida dintre... Mamă! Păi nu știu! Da, mă, au scos ăsta, stai să văd. Numai puțin, băie, să văd aici ceva. Nu-i bine și meciul. Nu-i bine, băie, și meciul.
Tomistom, nu, caut ceva și nu găsesc. Băieți, din păcate Digiu a oprit transmisiunea, se pare. Da, Jackson. Două minute, băi, să aștept niște răspunsuri, ce se întâmplă. Nu, Bogdan! Nu! Nu se mai televizează, pentru că nici noi nu o putem reda, suntem, da, Riu, pentru că suntem și noi implicați aici. Nu știu, Andrei Tănase. Hai, băi, spun câteva like-uri. No, din cauza la Digi n-am putut să vedem și ultimele două meciuri. Nu uitați, am căutat toate digiurile, nu avem conexiune de la sala sporturilor. Da, Dragoș, chiar ne pare rău. Da, Jackson, ia like-ul înapoi. Chiar îmi pare rău. Nu mai se transmite, Dragoș. Nu se mai transmite gala pe nimic. Nu cred că este de la proiect pentru că nu au nu tate, am căutat pe toate digiurile toată conexiunea noastră și asta nu avem nu se mai transmite. Da. M-am uitat. Da, nu mi se pare nici mie ok că au întrerupt gala exact acum. Hai cu fetele, Jackson. Băieți. Nu, ne pare rău. Chiar nu am știut că ei nu mai fac transmisia. A fost frumos, ne-am simțit bine, am fost mulți. Vom mai reveni în această seară, vom face un bonus hunt. Doar că trebuie să închid live-ul de acum pentru că trebuie să facem niște setări din cauza transmisiei. Trebuie să facem puține setări aici înapoi pentru a putea face live stream-ul cu sloturile. O să revenim. Dați like, subscribe, follow, o să vă intre notificare când intrăm live și da, Răzvan. Da, ultimul meci era foarte interesant, Dorin. La urchiosul de schemă pentru Știucă. Deci o să ne vedem. O să ne vedem mai târziu.
A bătut. A bătut George. A bătut Maxim. Forța Bihorului. Deci băieți, ne vedem puțin mai încolo. Vă mulțumesc încă o dată că am fost atât de mult. Sper că v-a plăcut. Vom continua cu acelea surprize. De la Mocanu pentru Măgureanu. Se știe, forță. Luca, îmi pare foarte rău, dar ba da, Remus, o să apară și Tudor în seara asta, o să facem un bonus an frumos. Sper să le dăm niște KO-uri la aparate, o să ne luptăm. Mulțumesc, Dragoș, forță! O să facem niște KO-uri cu ele, sper să le dăm niște KO-uri, să le rupem în seara asta, că de o săptămână ori suntem break-even, ori am pierdut. George, din cauza că a fost un match cu centura pe masă, pentru world title, au fost 5 runde. Și au decis arbitrii. Gafengo a câștigat. Da, Remus, o să vină, o să facem un bonus an frumos în seara asta.